Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit pe canalul La Horoscop. În această seară vreau să povestim puțin despre iubirea voastră încotro, relația voastră cu o anumită persoană sau, în general, care sunt elementele surpriză. Este o etalare atemporală cu trei variante, așa că dacă doriți să participați la această etalare, rugămintea mea este să alegeți unul dintre cele trei plicuri cu mesaje. Acum eu am ales și trei pietricele care pot să vă atragă într-un fel sau altul atenția, tocmai ca să fiți voi mai pe acea lungime de undă, să spunem așa, cu mesajele pe care urmează să le primiți. Varianta 1, varianta 2, varianta 3, sunt destul de multe întrebări la care vreau să vă răspund, mi le-am scos deja pe o foicică astfel încât să nu mă pierd foarte tare în amănunte. Sunt 9 întrebări la număr, dar până ajungem la aceste întrebări, surprinzătoare, o să vă prezint pietricelele și plicul aferent. Avem inimioara albastră, poate vă atrage inimioara, poate vă atrage culoarea, poate vă atrage pietricica pentru varianta 1. Pentru varianta 2 avem inimioara verde și pietricica verde. Este un plic care conține mesaje, sper eu, interesante. Eu deja mi le-am scos. Unele dintre ele mărturisesc că nu le știu nici eu. Iar pentru cea de-a treia variantă avem inimioara mov sau piatra mov. Deci albastru, verde și mov sau pliculețele cu inimioara respectivă. În descrierea generală a clipului de mai jos veți avea și timpii pentru fiecare variantă în parte. Pentru prima variantă, minutul 02:08, piatra albastră sau inimioara albastră. O să vedem imediat ce mesaje primiți voi. Eu am să pun aici, sau aici, mai bine, pietricica tocmai, că dacă nu vreți să consultați descrierea generală a clipului, puteți să mutați cursorul exact la pietricică, tocmai pentru a trece mai departe la ce vă interesează. Cum spuneam, pliculețul cu inimă albastră. Avem 2 mesaje și acesta, mesajul surpriză. Ia să vedem despre ce este vorba. Mesaj, telefon, e-mail sau o întâlnire. Cel de-al doilea mesaj, vei afla ceva ce te va elibera de trecut. Cu tot ce conține el, iar mesajul, cred că surprinzător, se preface că este ocupată la serviciu, minciun, persoană falsă. Haideți să vedem acum care ar fi energia generală a acestei etalări, voi doi încotro, ce se întâmplă cu relația voastră, cu persoana voastră, gândurile sale, ce influențează gândurile. Ia stați puțin că aici îmi pusesem întrebările pe care vreau să le comentez. Ce influențează gândurile sau cine, bineînțeles, vorbiți de Maleficent, ce îl sau o influențează emoțional, deciziile, ce influențează deciziile, cine vi se opune, piedici, cine se opune relației. O să vedem în continuare despre ce este vorba. Deocamdată vreau să vă spun că această persoană este rezervată sau este în tăcere sau realmente se preface că este ocupat sau ocupat. O să vedem că chiar minte dacă este o persoană falsă sau nu vrea să ia legătura cu voi. Pentru că aici avem și acest mesaj, telefon, întâlnire. Poate să vedem despre ce este vorba în această întâlnire. Este o persoană dominatoare, din câte se pare. Probabil că are foarte multe atașamente în momentul de față. Nu cred că este nimic nou sub soare. Îi pasă foarte mult de propria persoană și cred că în momentul de față investește foarte mult în propria persoană. Probabil și în felul în care arată, fie că este un el, fie că este o ea, poate merge la sală, poate trece printr-un proces de schimbare de look și așa mai departe. Sau chiar, nu știu, dezvoltare personală, profesională, are foarte mare grijă de propria persoană.
Probabil că ați așteptat destul de mult să apară această persoană. Probabil că voi ați dat mult mai mult decât ați primit, spune acest mesaj. Posibil să vorbim despre persoane născute în zodia Taurului, Fecioară, Capricorn, Vărsător, Gemeni, Balanță, de asemenea, ca semne zodiacale predominante. Atenție, nu obligatorii. Cred că în unele cazuri, persoana la care voi vă gândiți a încercat să profite într-un mod sau altul de voi, de bunătatea voastră, în unele cazuri de faptul că stăteați bine din punct de vedere financiar, posibil să fi să vă fi șantajat emoțional sau să fi avut niște avantaje din punct de vedere emoțional. Știm că voi sunteți acele persoane care îi înțelegeți și sunteți flexibile la orice oră din zi și din noapte. O relație comodă, confortabilă, aș putea să spun, din partea persoanei voastre în unele cazuri. O persoană isteață, o persoană care a știut absolut tot ce face, o persoană asumată. Cred că există și niște datorii aici. Și morale, posibil să fie vorba despre acea datorie emoțională, chiar și financiară. I-ați oferit bani sau posibil să fi împrumutat persoana respectivă cu bani și să fi fost exact acea persoană care a avut aceste beneficii din punct de vedere financiar. Probabil că l-ați împrumutat sau ați împrumutat-o cu bani sau i-ați dat niște bani pe care nu i-ați mai văzut înapoi. Și cred că, în sfârșit, au trecut pe caritabilitate, știți, din păcate. Voi, în orice caz, sunteți o persoană generoasă, dar, din păcate, a profitat foarte tare de această generozitate a voastră. Și dacă sunteți bărbați cu atât mai mult, există doamne și domnișoare care au profitat de generozitatea dumneavoastră, un mesaj valabil și viceversa. Este o persoană care, în ciuda faptului că ați ajutat-o emoțional, financiar, material, cu tot confortul în unele cazuri, este posibil să vă fi periclitat puțin imaginea, să fi vorbit nepotrivit de voi cu cei din jurul lui sau din jurul ei. Și cu toate acestea, probabil că ați și aflat în unele cazuri și totuși există o doză foarte, foarte importantă de generozitate din partea voastră. Nu este greșit sub nicio formă și e foarte bine că puteți să fiți așa în continuare. Vă felicit pentru această atitudine, numai că acest mesaj spune că încearcă să fii caritabil, generos și din punct de vedere emoțional, adică ai grijă, mare atenție unde îți orientezi energia, să nu fie o risipă. Sau poate consider că ai risipit din energia ta și este cazul să ții puterea și energia înapoi în momentul în care simți că nu ești dorit sau nu ești dorită. Se simte cumva ideea de a insista puțin în a recupera această persoană care tinde să păcălească, tinde să ascundă, de fapt, ceea ce face în momentul de față. Aici este un mesaj, și poate și o dată de 17, un mesaj care anunță un progres, o perspectivă, potențialul unei relații, renoire a planului afectiv relațional. Și mă interesează să știu dacă este vorba despre trecut sau viitor. Mie mi se pare că este o persoană din viitor care este posibil să vă inspire foarte tare, este posibil să fie o persoană care este dedicată vouă oarecum.
o persoană spirituală s-ar putea să fie pe aceeași lungime de undă cu voi sau cel puțin să fie undeva la o anumită distanță, dar să își dorească foarte mult, practic, ceea ce vă doriți și voi și astfel Universul cumva să vă întâlnească la un moment dat. O să vedem dacă totuși apare această persoană din trecut, deși mi se pare că cea din trecut încearcă să se ferească de voi și nu mică vă va fi mirarea când ați putea să primiți un telefon de la persoana din trecut care, în unele cazuri, ori vă spune prin telefon, ori vă solicită o întâlnire în care vrea să se separe, vrea să vă spună că nu mai are de a, vrea să nu mai bădea face cu voi sau pur și simplu blochează. Telefonul sau blochează, vă va bloca pentru că are niște datorii pe care nu vrea să vi le mai plătească. Că sunt emoționale, că sunt financiare în plan particular, voi știți că este vorba despre o persoană prefăcută, cu două fețe perfide și care se ferește în momentul de voi pentru că are aceste datorii de oferit. Vouă, voi trebuie să recuperați. Cred că, vorbind despre viitorul vostru, v-am zis, este posibil ca acest potențial să fie dintr-o următoare relație și este un moment major în viața dumneavoastră care marchează între planul iubirii. Puteți să vă faceți chiar planuri pe termen mediu și lung. O să văd un pic despre ce este vorba în continuare, dar deocamdată vreau să vă zic că s-ar putea să fie o persoană care va fi extrem de sinceră cu voi, aliniată cu spiritul vostru. Posibil să o întâlniți undeva. Acum, podul poate să fie o cale de comunicare, că dacă a ieșit în energia generală și mesaj, telefon, e-mail, întâlnire, poate să fie și din partea acestei persoane tinere, uite o diferență de vârstă, sau poate să fie și vorba despre această întâlnire sau mesaj pe care aceste mesaje pe care le primiți de la o persoană cu totul și cu totul nouă, sau în unele cazuri, poate că este un mesaj particular sau spre particular, ca împrejurare, s-ar putea să fie vorba despre a întâlni chiar accidental, în sfârșit întâmplător, această persoană la capătul unui pod sau pe un dig sau v-ați văzut sau există această cale de comunicare, podul în general, însemnând se construiește cumva acea comunicare, legătură, de fapt este vorba despre pod, legătură. Deci ori stă în fața unui pod sau în sfârșit locuiește pe lângă un pod sau trece un pod foarte mare ca să ajungă la voi sau voi la ei, pentru că există și această distanță. Deci peste o apă există acest pod. Este o imagine largă, este o imagine, de asta zic că din ceea ce simt și văd și văd cu ochii minții, destul de o distanță destul de mare, de asta zic, s-ar putea să vă despartă o apă extrem de mare, să fie chiar vorba despre alte țări și alte continente. Dar, până la urmă, nu contează distanța, ci contează atracția emoțională extraordinară, spirit către spirit, suflet către suflet. Vă atrageți foarte tare, sufletește unul pe altul. Aveți un 7 și 7 în general, că avem un 1, un 7, 7, 7, este o schimbare extraordinară care aduce perspectivă, aduce schimbare cu speranță că destinul va duce în cale acea ființă destinată la care voi visați de foarte multă vreme, însă v-ați resemnat în oarecare măsură că nu o să o mai întâlniți niciodată. Poate să fie din zodia Vărsător sau voi să fiți din zodia Vărsător. O să primiți un episod, să spun, magic, încărcat de foarte multă abundență emoțională din partea acestei persoane care reînnoiește planul acesta afectiv-relațional. Totul va veni sau vine. Mie îmi place să povestesc la prezent, bineînțeles, vine totul de la sine, vă înconjoară, este lângă voi.
este chiar un timp propice pentru a progresa, pentru a crește. Dar această abundență emoțională vine parcă de la o zi la alta, cu fiecare clipă, cu fiecare mesaj, cu fiecare telefon, cu fiecare... Deci ușor, ușor veți face un schimb de emoție puțin, mult spus, afecțiune ce dai, primești. Știți? Și cred că veți primi foarte multe binecuvântări, foarte multe mesaje și acest schimb, simt că este vorba despre un schimb de afecțiune. Vreau să văd despre ce poate să fie vorba acum, că tot mă gândeam la la persoana aceasta, persoana aceasta nouă. Deci cu trecutul cred că, nu știu, o aflați oricum că a fost o persoană falsă și acest lucru vă eliberează de trecut, astfel încât să vă deschideți și să vă orientați către noi orizonturi. Vreau să știu ce este cu această persoană, dar una peste alta, voi vă agățați foarte mult de trecut. Un trecut care include persoana aceasta toxică, relație toxică. Nu mai amintesc că poate să fie vorba și despre trio, indiferent că este într-o relație sau că cochetează cu alte persoane. Nu cred că a fost niciodată foarte, foarte al vostru sau foarte, foarte a voastră. Nu simt că din partea persoanei respective a fost ceva hotărât de el sau de ea pe termen lung vis-a-vis de iubirea voastră. Într-adevăr, există posibilitatea să fost dragoste la prima vedere, să se fi consumat destul de repede sau să fi ars foarte repede această iubire. Vă agățați foarte tare de acest trecut, când de fapt, uitați-vă prin crăpătura aceasta, lume frumoasă vă așteaptă, ce viitor frumos și ce lucruri pe care în unele cazuri nici măcar nu mai credeți că vor veni, nu le așteptați, sunt surprinzătoare, spontan se vor întâmpla destul de multe lucruri sau sunt șanse să se întâmple destul de multe lucruri dacă vă dați voie sau dacă treceți dincolo noua această etapă a vieții voastre desprinzându-vă de toxicitatea trecutului. Persoana respectivă la care voi v-ați gândit din trecutul vostru și aici este aceeași carte care spune despre dublă. Este o persoană cu două fețe, are dublă misiune, dublă, adică și cu voi și cu altcineva merge mult, călătorește mult și la unul și la altul și la una și la alta. Sunt mai multe persoane acolo, mai multe energii și sigur că este și influențată sau influențat de energiile cel înconjoară sau o înconjoară. Nu este o persoană care să poată să ia o decizie singură sau, mă rog, fie bărbat, fie femeie. Este foarte, foarte influențat de prieteni, de grupul acela de amici, de la serviciu, în sfârșit, sau de ceea ce trăiește în momentul de față. Nu se poate dezlega de confortul pe care îl are, de faptul că este extrem de egoist sau egoistă, că se gândește în momentul de față foarte mult la el sau la ea, contează foarte mult felul în care arată, poate merge la sală, poate, nu știu, dar se pregătește cumva de noi cuceriri, se pregătește cumva de a ieși din nou pe piață, dacă posibil ați fi fost divorțați sau în sfârșit. Și pare o persoană extrem de generoasă, pare o persoană extrem de drăguță, de wow, deci dacă l-ar vedea cineva sau ar vedea-o cineva așa din exterior, ar spune că este cel mai minunat om de pe pământ. În schimb, vedeți că bubițele pe care le are în cap nu sunt ușor dezvăluite. Știe foarte bine să mascheze toate bubițele pe care le are în cap această persoană. Probabil că voi o cunoașteți destul de bine și de asta... nu știu ce să zic. Probabil că fundul îl are bun, numai că se îndepărtează foarte tare și pentru faptul că în unele cazuri voi nu ați ascultat în unele cazuri dorința sa de separare, probabil că ați insistat cu telefoane, ați tot insistat sau în unele cazuri, bineînțeles, nu este general valabil, a încercat sau a abordat această tehnică a
prefăcătoriei. Mă prefac că lucrez, mă prefac că mă duc la muncă, mă prefac încercând să se subtilizeze așa ușor, 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 că poate uitați voi și vă vedeți de treabă. Ok, ce se întâmplă cu voi? Dacă vă dați voie, pentru că aici nu văd că vă dați, nu vă dați voie să iubiți, nu vă dați voie să trăiți, sunteți copleșite, nu vă mai puteți concentra nici la serviciu, nici acasă, vă tot gândiți la această persoană, sunteți extrem de stresat, de stresată și acest lucru vă se cătuiește de putere. Și mai mult decât atât aveți senzația că din cauza voastră s-a petrecut totul în unele cazuri. Poate că aveți cumva în adâncul sufletului vostru senzația că voi ați făcut anumite lucruri care a condus la această separare, la această desprindere. Persoane brunețele cu ochii deschiși la culoare, persoane brunețele cu părul foarte creț, sârmos, persoane cu tenul mediu măsliniu, persoane brunețele cu ochii negri, tenul mediu măsliniu. Sunteți confuzi, confuze. Plecasem de la energia cealaltă, am ajuns la voi, uite. Vă simțiți confuzi în ceea ce privește relația pe care o aveți acum cu persoana respectivă, dar cred că acest mesaj probabil că v-a confirmat faptul că persoana respectivă nu poate renunța, exact ce v-am zis, nu poate renunța la ceea ce este. Nici pentru voi și nici pentru nimeni altcineva. Este o persoană care, în unele cazuri, chiar v-a și spus, nu mă voi schimba niciodată, așa sunt, ăsta sunt, altul mama nu mai face, sau asta sunt, mama alta nu mai face. Mai mult decât atât, ia uitați, nesinceritate, minciună, este al doilea sau al treilea mesaj care vă spune acest, cred că lucru eliberator, vei afla ceva ce te va elibera de trecut, faptul că v-a mințit, că vă minte, că v-a mințit în continuare. Foarte multă minciună sau la baza ruperii acestei relații a stat această minciună. Sigur că în jurul vostru totul va veni natural, este ceea ce povestesc despre ceea ce ar putea să se întâmple din punct de vedere amoros. Dați-vă voie, pentru că dacă nu vă eliberați de tot ceea ce este trecut toxic, nu puteți face loc unei relații, nu puteți să-l primiți pe viitorul vostru partener sau parteneră în viața voastră. Ca inițiale, O foarte mult. U, D, C, N, F, S, U, H, Z, G și Y, poate în interiorul numelor. Foarte multă suferință, foarte multă... Știți cum este? Degeaba ar spune eu că dă-ți voie, eliberează-te, dă-ți o șansă, treci mai departe, pentru că aveți perioade, persoane, perioade extraordinar de frumoase. Cred că este un început de lună martie destul de stresant pentru voi și copleșitor, din punctul meu de vedere. Aș trece mai departe la ceea ce urmează nou în viața voastră, dar nu, cum să vă zic, nu... Parcă nu vă dați voie, nu vă vine să credeți, sunteți confuz, confuz. Haideți să vedem, nu știu, poate ce întrebare v-ar pune persoana respectivă la care vă gândiți sau aflăm niște răspunsuri. Ar fi trebuit să-ți dai seama că în... Ar spune persoana respectivă, ar fi trebuit să știi sau să simți că întotdeauna vom fi trei sau cât trei în relație. Apropo de ceea ce spuneam mai devreme, este nu poate să fie bărbatul unei singure femei. Vreau să văd și altă lume, vreau să cunosc și alte persoane, vreau să mă extind, vreau să evoluez, să trec mai departe. Aveți o conexiune care probabil vă va... O conexiune prin intermediul care ea vă va declara în unele cazuri acest lucru. Mi-aș fi dorit ca lucrurile să fie altfel, dar așa sunt. Mi-aș fi dorit să ne facem planuri pe termen lung. Deci, vedeți, bate retragere persoana din trecutul vostru. Cert este că se prefigurează o întâlnire, doar că această întâlnire are șanse foarte mari de a
vă explica motivele pentru care nu ar mai vrea să continue o relație cu voi. Aș putea să fac totul pentru tine. Aș fi avut toate posibilitățile să-ți dai seama că aș putea să fac totul pentru mine. Mi se pare că vă și învinuiește în unele cazuri. Vă învinuiește, pentru că există acea vină, simțiți o vină voi, poate că nu au fost exprimate anumite lucruri, dar nu înțeleg de ce sunteți voi așa de hotărâți. Tot trei. Nu mă mai aștepta. Deci clar, este vorba despre o întâlnire, despre un mesaj în care s-ar putea să vă spun acest lucru. Nu e cazul să mă mai aștepți. Aș vrea totuși să... Ia, că mai avem aici niște mesajele. Hai, măi. Să vedem ce mesaje puteți să mai primiți de la persoana aceasta. Însingurată, necinstită, nu știu. Deși cred că sub o formă sau alta, până la urmă va fi sinceră și vă va spune clar ce are pe suflet. Tu ești specială, tu ești special, nu ești tu de vine, sunt eu. Poate n-a fost să fie. Deci, tu ești specială, știți cum se zice, nu-i vina ta, întotdeauna am fost eu, dar... Totul este wrong, este greșit în relația asta. Simte că totul este greșit, că dacă era să rămâneți împreună, rămâneați până la adânci bătrâneți. Nu știu ce să... Nu, efectiv, simt un soi de rezervă din partea voastră, pentru că nu vă dați voie să iubiți, nu vă dați voie să lăsați să intre în viața voastră iubirea. Haideți să vedem totuși, să nu vă las așa. Că am spus că totul vine de la sine, totul se mișcă de la sine. Dacă dați voie să vă desprindeți de trecut, totul va veni de la sine. Nu vreau să vă induc stărfase, să vă spun că mâine îl întâlniți pe Făt Frumos sau pe Elena Cosânzeana, că... Știți cum e? Întâi trebuie să... Trebuie. Este minunat să vă rezolvați voi conflictele acestea, iluzie. Vedeți? Prea multă iluzie. Nu pot să vorbesc despre viitor deocamdată pentru că energia generală a voastră este îndreptată către risipirea energiei într-o cauză pierdută. Am spus-o și este extrem de tranșantă, dar și vă rog să mă iertați pentru asta. Știu că o să-mi primesc destul de multe hate-uri, dar asta este. Un mesaj final care spune: încearcă pe cât posibil să eviți toate capcanele capcanele care te-ar putea duce în fantezie, în imaginație. S-ar putea să-ți imaginezi tu lucruri, cum că persoana respectivă se va întoarce, te va iubi și nu te minte și nu știți. Adică în imaginația sau fantezia că ești într-o relație despre te pereche. Așa scrie, așa v-am zis mai devreme. Deci deocamdată nu pot să vă spun de ceea ce se întâmplă cu persoana din viitor, pentru că nu o simt pe lângă voi. Ea este cumva, este acolo, pe modul așteptare. Parcă universul așteaptă să vă decideți voi. Să vă decideți dacă vreți să apară sau nu. Pentru că dacă nu vă dați voie, nici nu o să se întâmple aceste lucruri. Ok, haideți să vedem pentru cea de-a doua etalare. Ok, piatra verde sau inima verde. Piatra verde la minutul 29:39. La fel, o să o pun aici tocmai pentru a muta cursorul, dacă
vă este mai ușor. Ia să vedem la voi, dragii mei, ce mesaje surpriză sau surprinzătoare. Așa? Pun așa? Da, pun așa, că se vede mai bine. Așa. Noi începuturi și sau un nou start proaspăt. Element surpriză. Stres free. Vă eliberați de orice fel de stresuri. Cineva se simte foarte, 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 foarte bine. Fie că este singur, fie că este singură. Deci, dacă vă simțiți foarte bine în pielea voastră, fie că sunteți singuri, fie că sunteți singură și interiorul vostru este echilibrat, cu siguranță atrageți până la urmă ceea ce vă doriți în viața, în viața voastră, fără doar și poate. Am să trec acum la energia generală a acestei etalări pentru cei care au ales varianta a doua, inimioara verde. Ia să vedem, să vedem. Bine, voi cred că aveți așa, nu tendința, o aveți voi atracție către persoane căsătorite. Bărbați însurați, doamne căsătorite. Nu că le-ați chema sau nu că le-ați vrea în viața voastră neapărat, ci atrageți aceste persoane. Așa, grosomodo, vorbim poate despre semnele zodiacale predominante, nu obligatorii, pești, scorpion și rac. O să vedem și pe parcurs despre ce este vorba, dar una peste alta vreau să vă spun că este o perioadă cu foarte multe realizări, cel puțin din punct de vedere domestic, să zic așa. Este posibil chiar în viitorul apropiat să oficializați o relație sau să intrați într-o relație, că tot vorbeam de noi începuturi. S-ar putea să fie o relație surpriză, o să vedem despre ce element surpriză vorbim. Este vorba despre niște legături care se fac cu persoane care ori vă sunt prieteni, ori prietenia trece la iubire, ori o relație pe care o aveți trece la un nivel următor sau urmează ca lucrurile să se întâmple mult peste așteptări. Mă gândeam la conform așteptărilor voastre, dar simt că nu prea este cazul de a avea așteptări de undeva. Cu atât mai mult elementul surpriză când cineva vă atrage atenția. Sau cineva vă cere atenția. Și în felul acesta s-ar putea să vă dați seama despre cine sau despre ce situație vorbesc, despre cine anume, ce persoană vorbesc. Este o ființă care este ca un copil care cerșește atenție, ca să spun așa, poate puțin nefericit termenul, dar este o ființă care cred că ori a mai interacționat cu voi, ori a încercat să vă atragă și în trecut atenția și nu a reușit pentru că voi ori aveați alte direcții, alte preocupări, poate foarte mult erați acolo în familia voastră, în serviciul vostru, cu prietenii. Există o persoană care a roit și încă roiește în jurul vostru, pe care nu ați luat-o în considerare, dar pentru că cerșește această atenție, s-ar putea să vă dați seama despre cine este vorba și să o identificați cumva. Mie mi se pare că face parte din cei mai apropiați, fie colegi de serviciu, fie familie extinsă, fie o persoană pe care o să o cunoașteți sau o cunoașteți deja prin intermediul prietenilor, colegilor de serviciu. Mai rar este și varianta de relații, de socializare, rețele de socializare. Nu exclud această variantă, dar se face tot prin intermediul unor cunoscuți, că v-a zis cineva sau că pur și simplu vă atrage cumva atenția prin a posta ceva, prin a vă urmări, a tatona terenul. Deci cu ceva vă atrage atenția. Poate că această relație și eu zic că există posibilitatea să vă și întâlniți în viitorul apropiat cu persoana respectivă, poate nu este chiar ceea ce vă așteptați sau la ceea ce vă așteptați, dar pare că faptul că acționează
nu știu dacă neapărat insistent, dar nu se lasă, despre asta este vorba, nu se lasă, este insistentă, posibil, nu știu, s-ar putea să depășească anumite standarde, adică este cumva de la mijloc în sus, pentru că altfel nu va atrăgea atenția. Este o persoană care vă așteaptă, este o persoană pe care nu așteptați că va avea vreo legătură cu voi. Doar să aveți atenție, pentru că în momentul în care o să întâlniți o astfel de persoană, ea își va pune cumva sufletul pe tavă în relația voastră, iar dacă nu vreți ceva serios cu respectiva persoană, acest mesaj spune nici să nu o încurcați, pentru că o să facă o pasiune destul de importantă pentru voi, o să vă iubească cel mai mult pe lumea aceasta și va suferi pe măsură. Adică este o persoană care... Mai bine dacă îi spui de la început, dacă n-ai nimic și nu vrei o relație și nu ai de gând să începi o relație pe termen lung, mai bine nu începi o relație doar de distracție, mai așa, pe șleau, după care îți vezi de treabă. Dacă, bineînțeles că n-ai cum, adică trebuie să cunoști persoana respectivă ca să ai o relație, dar sunt ființe care spun, bă, nu am chef, pur și simplu, nu. Da, ies așa, la o cafea de 2-3 ori. Nu e vorba că ești la cafea, e vorba că îi dai de înțeles că ai vrea ceva. Și atunci persoana respectivă este un soi de ființă care se aruncă cu capul înainte și pune din start sufletul pe tavă și nu e bine, că uite, ne atragem apoi niște karme de numaș. Deci dacă ai de gând să o cunoști, că nu iese, nu iese, ok. Da, știți cum se spune, nu îi dai omului speranță dacă nu vrei. Deci, asta spune acest mesaj, asta vă spun pe mai departe. Haideți să vedem acum, poate aflăm mai multe despre persoana aceasta, în afară de faptul că este semn de apă, sau voi, cine știe, poate sunteți semne de apă. Ideea este că avem acest 10 de cupe care înseamnă bucurie și perspective luminoase, fericire din punct de vedere domestic, să spun așa. Da, voi s-ar putea să fiți extrem de vigilenți sau vigilente vis-a-vis de trecut, mai ales că sunteți unele persoane care ați suferit destul de mult din cauza trecutului. S-ar putea să nu mai fiți cu nimeni în prezent, de asta avem și aici că nu mai aveți stresuri, vă simțiți foarte bine singur, singură și cu atât mai mult este acest element surpriză, o nouă relație pe care nici măcar nu v-ați gândit, pentru că nu mai vreți nicio altă relație. Vă simțiți foarte bine singur, singură. Dar uite că apare și această supra-mega-vigilență s-ar putea să vă pună bețe în roate și să evitați la mustață o relație care ar putea să fie de lungă durată și chiar posibil să fie un partener pe viață. Adică să fie exact persoana pe care v-ar valoriza, pe această persoană să nu o luați în seamă. V-am zis, deja se întâmplă. Deci persoana asta roiește în jurul vostru și cumva încearcă să creeze, metaforic vorbind, să vă creeze o grădină a raiului. Deci persoana asta încearcă să... nu știu cum să mă zic, să inventeze, să croiască, să realizeze foarte multe lucruri în care întâmplări, casă, absolut tot ce vă trebuie să vă simțiți voi în confort în această relație. De asta zic că voi sunteți un pic așa nehotărâți, plecați așa din tot ce înseamnă această iubire. Nu prea mai vreți să o luați de la capăt, abia ce ați ieșit într-o relație sau ați reușit să vă vindecați de o relație că trebuie să intrați în alta. Această relație este surpriză, surprinzătoare. Vă ia și pe voi prin surprindere. Despre asta este vorba. De data aceasta, voi s-ar putea să fiți cu dublă misiune. Adică cu fundulețul în două luntre. Pe de o parte ați vrea, pe de o parte nu vă mai vreți să vă implicați. De asta știți, universul nu știe cam ce să vă dea, că apare respectivul sau respectiva, dar dacă nu
nu vreți, deci se întâmplă. Sunt foarte multe persoane care trec prin acest, se întâmplă deja această relație sau acest potențial cu rezervele de rigoare din partea voastră. Persoane cu părul închis la culoare, ochii închiși la culoare, persoane, în unele cazuri ele cu părul lung sau persoane grizonate. Da. Ia să vedem și ce ne spun mesagerii iubirii vis-a-vis de acest se întâmplă. La un pas este acest Eden, grădina Raiului, pe care vă croiește această persoană, dar voi vă sunteți foarte, foarte strânși așa, să, cu emoțiile, știți? Și atunci această carte vine și spune, atunci de ce te mai agăți? De ce? Ia uitați. Love. Deci vă așteaptă o dragoste surprinzătoare și un mesaj care mie mi se pare destul de evident. Dragostea va găsi o cale. Dragostea cucerește și vă cucerește. Avem un V, avem un E, avem un L de asemenea, un C, un R, un L. Avem un 2, un 1 și un 4. Ia să vedem, 214 mesaje de înger. Imediat că aș vrea să vă... Să vedem despre ce este vorba, că până la urmă... Aoleu! Ce este? Momentul potrivit înseamnă 214 număr de înger, semnificație. Ești în locul potrivit, este persoana potrivită, ești în relația potrivită. Se referă la calm, pace interioară și mulțumire de sine pe care o să le ai. Subliniază importanța locului potrivit la momentul potrivit. Omul potrivit la momentul potrivit. La urma urmei, Universul încearcă să îți amintească, să-ți prețuiești viața folosind acest număr. Romantismul vă poate încurca gândurile și emoțiile. Vedeți ce zicea și mai devreme? Deci s-ar putea să nu știi dacă potențialul tău partener este potrivit pentru tine. Incredibil. De asemenea, s-ar putea să nu fii sigur de momentul potrivit în a începe o nouă relație. Numărul 214 vă ajută să vă rezolvați sentimentele. Îți permite să sapi adânc în emoțiile tale și să găsești adevărul. În cel din urmă vei ști dacă este momentul potrivit pentru dragoste. Numărul 214 vrea să fii fericit în viața ta amoroasă. V-am citit. Să vedeți că nu vorbesc... Da. Bun. Așa că, ce să zic? Poate un Laur, Laurențiu, poate un Veronica, poate un Evelin, poate o Eva, poate un Ovidiu, poate... Mă rog. De ce să vă mai zic, dragii mei? Este... Dragostea plutește în aer pentru voi. Nici n-are sens să mai întreb altceva sau să mă duc cu mesajele în altă parte, pentru că această inimioară verde cred că v-a adus vești bune. Haideți să vedem acum pentru cei care au ales inimioara mov. Mov. Să vedem la minutul 44.02. Inimioara mov. Câteodată eu notez, fac așa un research, deja încerc să aflu niște întrebări, dar știți cum este, spune-i divinității despre planurile tale că o să râde de tine. Cam așa s-a întâmplat și în această etalare. Atâta mi-am scos, mi-am făcut întrebări la care să răspund și până la urmă ați văzut și la prima și la a doua etalare, dar nu este absolut deloc ceea ce plănuim și ceea ce plănuiesc eu.
de obicei. Haideți să vedem, dragii mei. Mesaje, mesaje surpriză, propuneri, oferte, propuneri. Aici este vorba despre, mă rog, și job nou, carieră sau mișcare importantă în carieră, ceea ce vă schimbă comunitatea, colegii, prietenii și poate și orașul, și atunci veți cunoaște prin intermediul acestor mișcări, posibil să cunoașteți pe cineva sau de acolo cumva să se întâmple o mișcare în planul amoros. Dacă nu, s-ar putea să fie vorba despre o nouă relație. Uite, o lună septembrie joacă un rol destul de important în această etalare, că în luna septembrie vă cunoașteți, v-ați cunoscut, s-au întâmplat acolo ceva, mișcări și activități intense, emoționale. O dată de 28 există și dualitate, aici există și schimbare, mutare dintr-un loc în altul, exact ceea ce spuneam. O să vă citesc aici mesajele. Distanță, relații la distanță, posibil. Vei vedea însă în curând rezultatul. Vi se vor clarifica destul sau ți se vor clarifica destul de multe lucruri. O mare bucurie sau bucuria unor clarificări și secrete. Deci probabil că există aici niște lucruri pe care nu le cunoașteți, mai ales că vorbim despre relații cu totul și cu totul noi și la voi, cei care ați ales această a treia etalare, pentru că așa simt. Haideți să vedem care este energia generală a acestei a treia etalări. Piatra Mof s-a întors o cărticică ce ne vorbește despre curiozitate. Cavalerul de săbii. Foarte multă energie mentală. Asta înseamnă că s-ar putea să vă gândiți deja la persoana respectivă, să o aveți cumva în minte sau persoana respectivă să vă aibă în minte, se gândească foarte, foarte mult la voi. Posibil să fie o tatonare a terenului. Posibil să își dorească foarte mult să vă atragă atenția, probabil că v-a cunoscut de ceva vreme sau relația s-ar putea să fie mai tinerică și totuși îi, nu, poate că n-ați rămas împreună sau cu suișul, coborâșul, du-te, vino. Ideea este că îi tropăiți acolo prin minte, uite așa, în fiecare seară, în fiecare moment al zilei îi reveniți în minte. Este însetată persoana respectivă să vă cunoască. De asta spun că s-ar putea să fie o relație cu totul și cu totul nouă. Este însetată să vă cunoască. Își dorește foarte mult să vă cunoască și va face cumva astfel încât să vă atragă atenția. Poate să fie o continuare a celei de-aia a doua etalări, dar o să vedem. Cumva, cred că este un concurs de împrejurări în care apare această persoană sau a apărut. Se desprinde etalarea a doua, în etalarea a treia, cred că deja cumva a bănuit cine este persoana sau a apărut cumva sau cumva probabil că ați interacționat la un moment dat cu persoana aceasta. Ca semne zodiacale predominante, gemeni, balanță, vărsător. Nu sunt obligatorii, am să repet de fiecare dată, știu că sună clișeu, dar sunt foarte multe persoane care îmi spun, dar, mă rog, această etalare este doar pentru aceste semne zodiacale. Acest cavaler de săbii arată o persoană mai tânără decât voi. S-ar putea să fie o diferență de vârstă între voi și cealaltă persoană, fie femeie, fie bărbat, acum depinde că energiile se întrepătrund. Dumneavoastră nu trebuie să faceți altceva decât să vă poziționați în situația pe care eu o expun. Că vorbim de energie. În general este vorba despre o diferență de vârstă. Celălalt sau cealaltă, că este bărbat, că este femeie, este mai tânăr sau mai tânără decât voi. Și cred că, deși este o persoană mai tinerică, în unele cazuri cu diferență reală de vârstă, mie mi se pare că este foarte motivată să vă cunoască, este foarte pragmatică, logică, ceea ce ar însemna încă de la începutul relației voastre niște discuții conform cărora lucrurile clare duc la prietenii lungi. Ceea ce s-ar putea să vă intimideze pe voi sau s-ar putea să nu prea vă convină genul acesta de abordare.
nu lasă loc cumva magiei, preludiului, tachinărilor, nu prea lasă loc enigmei, curiozității. În sfârșit, posibil să fie curioasă sau curios, dar este foarte tranjantă și foarte directă. Sau foarte direct. Și de asta cred că nu prea vă cam convine sau nu vă prea vă va conveni așa o abordare de genul. Eu zic că în primăvara aceasta lucrurile se vor mișca destul de rapid și mai mult aș putea chiar în câteva săptămâni, nu știu, jumătatea lunii martie, să vă găsească în niște discuții de genul acesta, discuții directe, repet, care nu neapărat vă vor plăcea, dar ele sunt conforme setei celuilalt sau celelalte de a vă cunoaște. Este foarte curioasă, s-ar putea să vă pună foarte multe întrebări, s-ar putea să vă simțiți ca la un interogatoriu și din cauza aceasta s-ar putea chiar de la prima întâlnire sau a doua să îi spuneți vezi-ți de treaba ta pentru că nu ne potrivim. Deja cred că vă așteaptă. Cred că vă așteaptă persoana aceasta. Mie mi se pare că vă așteaptă, vă tatonează, trebuie vă așteaptă, a pus ochii pe voi. Nu este nevoie decât să vă dați acordul cumva. Aici este vorba mai mult despre o relație de mesaje, sau în care mesajele joacă un rol important. Mi se pare că această persoană este prima care face pași către voi în câteva săptămâni, dacă deja nu a făcut-o. Mi se pare că de voi depinde să dați acel tap, să apăsați acolo butonașul în care răspundeți afirmativ unor invitații. Deci totul este sau este pregătit pentru voi, doar să dați acceptul, poate vă cere prietenia, ca să continuați această relație și aceste discuții. Acum, una peste alta, energia generală povestește despre faptul că este un timp propice pentru a avea noi interacțiuni cu noi persoane. Că nu spun nimeni să te arunci cu capul înainte sau să spui sufletul pe tavă. Dar îți face bine să interacționezi, să vorbești cu cât mai multă lume, să ieși din spațiul tău de aparent confort, tocmai pentru a reuși să ai comunicare, să spun, care lipsește în ultima perioadă cu desăvârșire. Exact ceea ce spuneam, vă lipsește această comunicare. Și probabil că vă veți scrie la început destul de mult. Mie mi se pare că este o relație în care comunicați foarte mult prin intermediul mesajelor, la distanță. Deci, în primă fază, zic că se comunică foarte mult prin intermediul mesajelor. Ulterior, de exemplu, să fie vorba și despre o invitație, dar tot așa, în care vorbiți foarte mult unul despre altul, întrebare și răspuns. Posibil să vă întâlniți, uite că acum mi-am amintit un mesaj, posibil să vă întâlniți la acele date-uri, ați văzut că sunt și prin filme, nu neapărat întâlniri pe nevăzute, dar bine, nu exclu nici această variantă, dar există acea formă de întâlnire, nu știu cum, chiar erau la un moment dat în niște filme, vă întâlniți, dar nu neapărat așa unul după altul, vă întâlniți și vorbiți, uite, eu sunt X, tu cu ce te ocupi, eu am asta, eu am... adică întâlniți din acestea, foarte întrebare și răspuns. Poate persoana respectivă să aibă un blog, un vlog, un podcast, să vorbească, sau lucrează în arta aceasta, arta comunicării audio-vizual, presă, în sfârșit, sau are ceva pe net, în sfârșit, că așa probabil că vă atrage și atenția, sau mai să fie așa o genul acela de întâlnire cu, nu știu cum să vă zic, dar vă știți voi despre ce vorbesc. Întâlnire, întrebare și răspuns. Vorbiți prin intermediul mesajelor, ok, hai să vorbim unul despre celălalt. Astfel încât să vă puteți apropia din ce în ce mai tare de unul de celălalt. Deci dacă treceți de aceste
superstiții sau despre aceste piedici pe care le considerați voi în a comunica cu astfel de persoană într-o astfel de relație sau cel puțin început de relație, există toate șansele să vă cunoașteți mai bine și să vă apropiați unul de celălalt, pentru că în pofida acestor, în ciuda acestor lucruri stranii, că nu vi se pare că curge totul de la sine? Adică una e zis, da, ok, am atâția ani, eu lucrez acolo. Vi se pare așa ca un soi de negociere? Nu, nu, nu o să vă fie confortabil. Dar dacă treceți dincolo de aceste lucruri și principii și programe și, în sfârșit, idei, nu neapărat preconcepute, dar idei, cu siguranță persoana respectivă este o persoană inventivă, o persoană cu care nu o să vă plictisiți, o persoană care are foarte mult potențial și multe de oferit. Doar că începutul este unul așa, destul de tranșant, așa. Mai ales că este posibil să aveți această relație la distanță, dar veți vedea în curând rezultatul și bucuria unor, până la urmă, clarificări, cum spuneam și în începutul acestei etalări. Da, este un salt destul de important. De asta spun că totul depinde de voi aici și mesajul spune dă-ți voie, pentru că universul te ajută, te prinde. Totul depinde de tine să faci această mișcare care poate să fie aparent nebunească, având în vedere că este și o diferență de vârstă, având în vedere că este genul acesta de relație și de cunoștință, dar până la urmă, you go first. Tu trebuie să te duci primul, tu trebuie să faci primul pas, pentru că altfel nu se întâmplă mai nimic din ceea ce îți dorești. Pentru că universul te prinde, universul te sprijină, universul te propulsează în această relație. Cioburile aduc fericirea. Una peste alta, probabil că este vorba despre faptul că totul se va alinia în viața ta, spune Universul, este tot ce ai nevoie ca viața ta să se schimbe. Vedeți ce vă încurajează Universul prin intermediul acestor mesaje. Ia să mai vedem încă o carte pentru voi. La fel, inițiere. Deci este vorba despre a trece dincolo de o răscruce de drumuri. Încă nu, de asta zic, nu vreau să repet ceea ce am spus mai devreme, dar cam despre asta este vorba. Aici, la o răscruce de drumuri, o să ți se pară totul, adică destul de ciudat la început, destul de bizar, destul de așa. Dar după ce depășești toate temerile și tot ce înseamnă ciudat, aici ai parte de foarte multe lucruri bune, de foarte multe chestiuni care o să-ți placă la nebunie, mai ales dacă ești roșcată sau părul ca asta nu închis cu ochii negri sau închiși la culoare tenul mediu, măsliniu, poate ai contur mult la ochi, dacă este cazul. Dacă nu, mă rog, acestea sunt doar elemente suplimentare. Persoane cu nasul drept, în unele cazuri. Da, și da, depinde de tine. Ești foarte, foarte, că ai sunt și niște șerpișori mulți, mulți, mulți și pe lângă tine, pe acolo, agasată sau, cum să zic, copleșită de faptul că îți este teamă de eșec. Îți este teamă de persoane cu două fețe, îți este, poate că ai și trecut prin chestia asta destul de multă vreme și de aceea ești așa foarte vigilentă, mai mult decât este cazul cu ceea ce se întâmplă în viitor. Ok, hai să întrebăm și mesagerii iubirii vis-a-vis de această relație, să spunem așa, această situație, mai ales că este diferențe de vârstă între voi, pot fi și altfel de diferențe. Dar să vedem dacă curiozitatea, da, spuneam de elementul surpriză, nu? Unde este? A, nu, era în a doua etalare. Elementul surpriză. Dar poate să fie o surpriză această relație. Uitați ce surpriză mare. Doar că aici la voi există propuneri și oferte. Că despre asta este vorba. Uitați, o propunere, o ofertă prin surprindere sau surpriză.
că tot vorbeam de propuneri și oferte. Asta mă duce din nou cu gândul la faptul că s-ar putea să vă scrie el sau ea prima și să începeți acel schimb de întrebări și răspunsuri care o să vă enerveze la culme, dar dacă treceți peste, repet, o să descoperiți o persoană foarte drăguță. Vei fi luată sau luat prin surprindere. Vreau să întreb aici ca intenții, ca să vedem ce mesaje mai primim din punct de vedere al intențiilor. Aici nu este o persoană la ce vă gândiți voi, să știți. Deci, universul spune nu, mă pare rău, dar nu pot să nu ți-o aduc în cale, știți? Nu este o persoană, va trebui să faci față. Va trebui să, nu va trebui nimic, ar fi minunat să treci și prin experiența asta. Îmi pare rău, universul nu te ocolește. Adică îți dă persoana respectivă chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei. Depinde de tine să iei o decizie, astfel încât să nu iei decizia care nu trebuie. Ok. Vă este foarte frică de aceste cuvinte, întrebare și răspuns sau cuvinte care v-ar putea cumva răni. Vă este teamă, da, aveți cumva o teamă să nu vă valorizeze sau să nu vă protejeze. Aveți nevoie de protecție, aveți nevoie să-i pese de voi. Și aveți așa un soi de frică să nu fie atras sau atrasă de voi din punct de vedere al felului în care arătați. Și de asta cred că destul de mult timp o să stați cumva în spatele camerei sau să nu vă arătați. Tocmai ca atracția să fie de la suflet la suflet și nu de la cum arătați fiecare. Probabil că aveți chestia asta și vă este teamă de chestia, vedeți, vă este foarte teamă ca persoana respectivă să nu vă seducă și să vă abandoneze. Este progres, evoluție, aveți 6 în schimb. Progres, evoluție. Carte de final, special pentru voi, dacă persoana respectivă este... Nu, să iau așa. Are intenții serioase. Are intenții serioase, de-aia vrea să vă cunoască. Are intenții serioase, dar nu știe cum să pună problema. S-ar putea să spună nu, cel puțin la început, nu știe, nu sunteți pe aceeași lungime de undă. De asta zic, dacă treceți dincolo de început. De aceea cel mai bine ar fi să vorbiți prin lucruri care vă fac plăcere, prin muzică, prin artă, prin imagini, prin, știți, adică voi mai puțin cu vorbitul, ci mai mult este vorba despre simțire, de a simți, a vă simți unul pe celălalt. Și cred că asta vă poate apropia foarte tare. Pentru că persoana respectivă s-ar putea să schimbe strategia. Dragii mei, cam atât în această seară. Sper că sunt toate bune, frumoase. Mulțumesc pentru mesajele voastre absolut minunate. Mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, pentru înscrieri. Salut abonații noi, urmăritorii noi, cât și pe cei vechi. Mulțumesc pentru donațiile voastre. Ele știți că merg pentru acele cazuri defavorizate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că mi-ați oferit atât de multe urări de aceste sărbători de început de primăvară. N-am reușit să răspund tuturor, în continuare nu reușesc să răspund tuturor, dar le citesc pe toate și sunteți în permanență în rugăciunile mele. Mulțumesc foarte mult pentru recomandările pe care mi le-ați făcut, pentru mesajele pe care le-am oferit pe pagina comunității, le-ați oferit pe pagina comunității despre acea apariție pe pânza pe care am realizat-o. Apropo, am terminat lună plină. O să pun așa în spate când o să fie cazul. Nu uitați, pe 10 martie, 9-10 martie, avem lună nouă, așa că setați-vă intențiile, pentru că luna martie este o lună în care totul renaște și putem să avem schimbări foarte, foarte pozitive. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, să aveți o noapte binecuvântată, numai bine, vă pup, pa, pa!